Am adus omagiu meu ca militar ofițer în rezervă cu ocazia zilei de 25 octombrie, care semnifică eliberarea ultimilor palme de pământ ale României, mutarea bornilor care au fost înseară schimbate de către armata germano-hortistă și ducerea bornilor pe locul lor care a fost stabilit cu ocazia făuririi României Mari. Vreau să urez la mulți ani în această zi specială tuturor colegilor, foști și actuali, o viață, o carieră plină de împlinire. Pentru mine și în mod sigur pentru orice român, această zi are o importanță și o semnificație cu totul specială. Este ziua în care trebuie să ne amintim de sacrificiile făcute de înaintașii noștri pentru apărarea independenței și integrității patriei. De asemenea, este ziua în care trebuie să aducem un pios omagiu celor care și-au jertfit viața pentru libertatea și pentru tot ceea ce avem noi astăzi. Și, desigur, nu în ultimul rând, este un moment în care trebuie să ne exprimăm sentimente de apreciere și recunoștință pentru militarii noștri, care atât în misiune din teatru de operații, cât și în țară, ne onorează și ne dovedesc în fiecare zi că își cunosc profesia și dovedesc abnegație și dragoste de țară. Datorăm eroilor noștri demnitatea noastră, libertatea de care noi ne bucurăm. Deci nimic mai special decât a fost astăzi. Intonează imnul național al României. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte tare de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte tare de moarte, miluiește-ne pe noi. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iar Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărâdurile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Tata este împărăția, puterea și slava Tatălui, și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de suce, pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfinților Dumnezeu Biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preasfințitul părinte nostru Ignatie, episcopul Hușilor, pentru cinstita preoțime cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecădincioșii poporului român de pretutindenea, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mare orașă și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, binecuvânteze, ca niște români vreni și cu frică și cu tremur. Mulțumim milostivii tale, Mântuitorul și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care, prin belșugarea revărsată asupra robilor Tăi, dădem înaintea Ta și ca unui Dumnezeu îi aducem de-o strugii și cu umilință strigăm. Izbăvește-n toate nevoile pe robii Tăi și ca milostivii totdeauna împlinește și îndreptează spre bine dorințele noastre tuturor robilor Tăi. Cuvinte ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Bine primită să fie întru tot bune, stăpâne, Doamne, această mulțumirea noastră, înaintea slavei tale, ca Dumnezeu e bine mirositoare și ca o jertfă fără de sânge, și ca un durat trimită totdeauna robilor Tăi, milele tale cele bogate, rugăm-ne ție, Doamne, auzi-ne. Și ne miluiește pe noi! Doamne, miluiește! E prea sfântă, curată, prea binecuvântată, amărită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomeni. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu! Și toată viața noastră, în Hristos Dumnezeu, să o dăm. Ție se cuvine toată slava, cinstea și încrâncerea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni avem neajunsă, la Ta slavă căzând cu frică și cu cutremur ca niște robi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul,
Te slăvim, îți cântăm, te lăudăm și arși căzând înaintea ta. Mulțumim rugând cu umilință nemăsurată și nespusă ta milostivire ca precum ai binevoit. A primi rugăciunile robilor tăi și cu milostivirea învrâncită le se împlini cerurile. Așa și de acum înainte învrâncește-a spune în dreaptă credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele și în toate faptele cele bune. Și a dobândiare tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Izbăvește de toate rău întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Dă, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău Duhul lepădării de sine pe care le-ai dat sfinților tăi ucenici și apostol când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri bărbăția și vitejea cea sfântă dragoste către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Și pe noi pe toți învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune, care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Pomenește, Doamne, pe toți eroii, ostașii, luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de bătălie, în lagăre, în închisori și în deportări. Pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe, pentru întregirea neamurii noastre, pentru libertatea și demnitatea noastră. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri când chemau ei ajutor și ajutorul și îndurarea Ta asupra lor și asupra țării acestea în care se preamărește numele Tău. Și ne vrednicește pe toți ca totdeauna mulțumire să-ți aducem cele prea bune să grăim și să-ți cântăm, celui fără de început al Tău Părinte și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Preasfințite Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață Făcătoarei Cruci, pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacucernici părinți, stimate domnule primar, domnilor ofițeri, distinsă asistență, prin slujba pe care am săvârșit-o, am creat o ambianță de cinstire și pioasă amintire a bravilor ostași ai armatei române, care și-au dat viața pentru demnitatea națională și pentru libertatea noastră spirituală. În asemenea momente, inevitabil, ne gândim asupra, avem o reflexie sinceră asupra istoriei naționale și facem un recurs firesc la trecut. Adică încercăm să contextualizăm, din punct de vedere istoric, evenimentele pe care le comemorăm, evenimentele pe care le omagiem și de care ne aducem aminte cu foarte multă bucurie, evitând un răspuns fundamental la o întrebare fundamentală, și anume, în ce fel confirmăm prin viața noastră, prin atitudinea noastră,
prin reacțiile noastre, prin mentalitatea noastră, valorile trecutului în care au crezut cu atâta putere, tărie de caracter ostașii noștri. Cu alte cuvinte, cum am putea ca demnitatea noastră națională înțeleasă ca formă de integritate morală, ca spiritul de jertfă, înțeles ca dragoste desăvârșită pentru un ideal, ca libertate înțeleasă ca formă de responsabilitate față de orice pericol care ne poate degrada din punct de vedere moral, să devină hrana noastră de zi cu zi. Cu alte cuvinte, cum am putea să transmutăm aceste valori în prezentul pe care noi îl trăim? Pentru ca demnitatea noastră națională, în care au crezut și cred ostașii armate române, să nu devină o simplă retorică gratuită, este absolut necesar să ne descotorosim de tot ceea ce ne degradează ca cetățeni ai acestei patrii. Și anume, să ne descotorosim de trivialitate și demagogie. Să ne descotorosim de tentația, de tentativele de sabotare a identității noastre spirituale, de credință și culturale. Să ne descotorosim de compromisul moral și de ipocrizia relațiilor dintre semeni. Să ne descotorosim de prostia ca fudulie națională și mai ales de calomnia ca formă de desfințare a semenului nostru. Cred cu convingere că cea mai autentică și minunată formă, manieră de cinstire a eroilor armatei române constă în faptul ca toate valorile trecutului, la care facem acum referire cu nespusă bucurie, să devină firescul vieții noastre. Adică, orice zvâcnet al inimii noastre, orice gând al minții noastre, orice fel de concretețe a faptelor noastre, să devină niște realități care să favorizeze permanent și consecvent demnitatea noastră națională. Așa să ne ajute Dumnezeu, la mulți ani, Dumnezeu să binecuvinteze armata română. Vă mulțumesc! Are cuvântul domnul colonel Sorin Costel Balan, comandantul garnizoanei Vârlad. Domnule primar, prea sfinția voastră, prea cucernici părinți, dragi camarazi, dragi invitați, aș vrea să spun dragi veterani de război, din păcate doar unul este printre noi astăzi. Mulțumim că ați acceptat invitația noastră și că ne-ați onorat cu prezența și onorați în continuare Armata României. Existența poporului român se datorează fără îndoială jertfelor și faptelor de vitejie ale soldaților săi. Armata, alături de biserică, reprezintă unul dintre pilonii de bază ai statului și poporului român. Participarea României în cel de-al doilea război mondial, dar mai ales epopeea de la Păuliș, Oarba de Mureș, care a avut ca rezultate liberarea Ardealului de Nord de acum 75 de ani, reprezintă sursele simbolisticii sărbătoririi Armatei României la această dată. Implicarea unui număr foarte mare de combatanți și jertfa a peste 50.000 de ostași care au pierit în acele lupte, a făcut ca data de 25 octombrie să fie oficializată ca simbol al tuturor bătăliilor și eroilor neamului românesc și s-a impus în mentalul colectiv național, întipărindu-se în sufletele românilor ca zi în care țara își sărbătorește armata și pe cei care au fost și sunt în slujba ei. Deși diferite genuri de armă își sărbătoreau și înainte de primul război mondial zilele odată cu praznicile sau cu praznicii patronilor spirituali, Armata României în întregul ei a avut o primă zi de oficială de sărbătorire pe data de 2 octombrie 1951. Această dată
avea legătură evidentă cu ingerințele sovietice în actul de guvernare, iar reprezentând ziua în care Stalin în 1943 a semnat actul de înființare a diviziei Tudor Vladimirescu, considerată în acei ani embrionul Armatei Populare Române. Abia după retragerea sovietică din 1958, la un an de la această retragere, prin decretul 381, ziua de 25 octombrie, ziua în care a fost eliberată ultima palmă de pământ românesc din Ardealul de Nord-Vest, a fost desemnată ca ziua Armatei Române. Pe lângă respectul pe care și admirația pe care le datorăm cu toții veteranilor de război pentru existența României în granițele de astăzi, noi, militarii României, le datorăm prin urmare și ziua sărbătoririi noastre. Generațiile prezentului, militari profesioniști de toate gradele, care slujim țara sub drapel, avem în esență aceleași misiuni ca și înaintașii noștri, apărarea independenței, suveranității și integrității naționale. Poziția pe care România o are astăzi în NATO și în Uniunea Europeană se datorează și este una respectată și datorită prestațiilor și sacrificiilor pe care militarii români le fac și în teatrele de operații din Irak, Afganistan și Balcanii de Vest, unde armata României, din păcate, a pierdut 30 de camarazi, iar numărul celor răniți se apropie de 100. Aș dori să vă asigur că armata își va onora permanent tradiția și menirea de instituție fundamentală a statului român și va răsplăti prin curaj, sacrificiu și devotament încrederea de care se bucură din partea cetățenilor României. Aș vrea să-mi exprim mulțumirea și bucuria că militarii României sunt astăzi sărbătoriți de dumneavoastră peste tot în țară și nu numai, iar în încheiere aș vrea să adresez cele mai bune gânduri și felicitări către cadrele militare în rezervă, în retragere și nu în ultimul rând distinșilor veterani de război pentru sacrificiul făcut în slujba patriei. Mulțumesc preasfinției voastre pentru cuvintele extraordinare pe care le-ați adresat. Sperăm ca împreună cu armata, cu biserica și armata să se mențină la nivelul de încredere acordat. La mulți ani, Armata României, mulțumim, am onoarea să vă salut. Are cuvântul domnul avocat Dumitru Boroș, primarul municipiului Vârlad. Preasfinția voastră, domnule comandant, domnule al garnizoanei Vârlad, reacucernici părinți, doamnelor și domnilor, deși am mai participat la asemenea evenimente, emoțiile întotdeauna mă copleșesc. Astăzi, 25 octombrie, sărbătorim Ziua Armatei Române ca instituție fundamentală a statului român, care în decursul istoriei asigura statalitatea poporului român. În această zi de sărbătoare se impune să ne plecăm în fața eroilor neamului, în fața celor care s-au jertfit pentru independență, pentru unitate și pentru credință. Este pentru prima dată când la Bârlad Ziua Armatei Naționale o organizăm aici, la Cerbul de Aur, lângă Monumentul Eroilor Neamului, lucrare realizată cu sprijinul efectiv al bârlădenilor. Aici, lângă Monumentul Eroilor, sufletul parcă ne spune că eroii neamului sunt mai aproape de noi, parcă eroii dialoghează cu noi și cu certitudine, prin ceea ce s-a spus, prin ceea ce se va spune aici, la Monumentul Eroilor, ei ne predau adevărate lecții de istorie, de unde rezultă cu certitudine că sacrificiul lor nu a fost în zadar. Și ne mai spun ceva, să avem grijă de moștenirea lăsată, să o păstrăm și să o predăm generațiilor viitoare. Țara își sărbătorește armata ca instituție, dar și pe fiecare om în parte, care a muncit, care muncește în armată, de la soldat la mareșal. În această zi înălțătoare, gândurile noastre se îndreaptă către cei care s-au jertfit, s-au sacrificat pe câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori,
în misiunile internaționale și pe acești dași compatrioți să nu uităm niciodată. Armata, biserica și învățământul sunt temelia poporului român și așa trebuie să gândim și să credem dacă vrem să ne asigurăm un loc în istorie. La mulți ani Armata Română, la mulți ani celor care au muncit și muncesc în Armata Română, oriunde s-ar afla. Are loc depunere de coroane. Pentru onor înainte prezentat, arm! Se depun coroane din partea Asociației Veteranilor de Război. Primăriei municipiului Bârlad. Din partea Consiliului Local al Primăriei Municipiului Bârlad. Din partea unităților militare din garnizoana Bârlad. Partea Asociației Cadrelor Militare în rezervă și în retragere. Din partea detașamentului de pompieri al municipiului Bârlad. Din partea formațiunilor politice din municipiul Bârlad.
partea formațiunilor politice din municipiul Bârlad. Instituțiilor de învățământ din municipiul Bârlad. Are loc în colonarea și defilarea gărzii de onoare. Stimați bârlădeni, vă mulțumim pentru participare și vă informăm că diseară, începând cu orele 19, pe traseu Grădina Publică, Bulevardul Republicii, Primăria Municipiului Bârlad, Monumentul Eroilor Neamului, va avea loc retragerea cu torțe. Vă mulțumim! Thank you.